Drumul Podur Maramureș în calitate de administrator delegat al domeniului public și privat al județului Maramureș în domeniul drumurilor județene a solicitat instituirea de restricții de circulație în zilele de 5 și 6 august în intervalul orar 10-20 pe drumurile județene pentru autovehiculele cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția transporturilor de persoană, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală și a vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, excepție mai fac transporturile funerare, transporturile poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor pentru distribuire de carburanți, de mărfuri sub temperatură controlată, pentru tractări vehicule avariate și transporturile pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate. Totodată excepție fac și transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transportul de apă îmbuteliată, Transporturi de produse provenite din exploatări agricole și transporturi militare implicate în exerciții multinaționale. Restricționarea circulației este necesară pentru protecția sectoarelor de drum asfaltat pe care din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei se produc deformări majore.